Eu l-am respectat foarte mult cu mine. Uite, pe Mircea Sandu l-a tot criticat. Bine, numai nenorocire a făcut Mircea Sandu. Și ascultă-mă ce spun. Și a avut, într-unele privințe, a avut dreptate. Iancu vis-a-vis de... Dar nu în toate. Dar a avut dreptate. Cu mine, mă, n-ai avut... Venea și îmi spunea, domn președinte, mi se pare incorrect asta, asta, asta și asta. Eu atât am... Fiat, lasă-mă să spun. Da. Mă uitam, băi, venea cu lecția învățată, bă, știa la virgulă tot. Uh-huh. Fii atent aici. Dar l-au pârlit toți, dai seama. Nu, era... acolo, eu știu ce a fost, că doar știți bine că suntem prieteni de o viață, apropo de ce s-a întâmplat, trebuia cum veni și spune și cum ați făcut-o toată viața. Eu, ăla a fost singurul moment în care eu pe Dumitru Dragomir nu l-am înțeles. Nu, să vă spun, ăla a fost singurul moment și pentru mine ăla rămâne o enigmă și nu o să înțeleg de ce până la urmă orgoliu a fost mai puternic. Pentru că eu vă știu, toată viața ați ajutat cluburile. Toată viața. Lăsați-mă până la capăt. La ce te referi? Vă spun imediat. Toată viața ți-a ajutat cluburile. Toată viața. Toată viața ți-a ajutat pe oameni. Vă plac oamenii. Domn președinte, eu vă știu. Vă plac, iubiți oamenii. De-aia vorbim, de-aia lumea, deși cu legea, cu suporterii, lumea vă simpatizează. Oamenii râd. Nu e ură împotriva lui Dragomir. E simpatie, m-ați înțeles, că chiar și când striga o mitică la brutărie. Și așa cum toată viața ați găsit soluții. A venit Nicolae de la Brașov. Ia-mă 200 de mii. A venit Mitelu, ia 200 de mii. Întotdeauna știu ce să faceți cu legea. M-ați înțeles. V-ați mai duși pe lângă lege și așa mai departe, dar doar să faceți bine, că v-am văzut. Niciodată n-am înțeles de ce... Pe Mircea Sandu am înțeles că Mircea Sandu e un om rău. Pentru mine Mircea Sandu Ba da, e un om rău, asta e părerea mea. E un om regulamentelor. Nu, hai, lăsați-mă, că regulamentele făceați cum vreți voi. Așa, domn președinte, lăsați-o. Așa, deci ideea, niciodată, nu pe Mircea Sandu, pe dumneavoastră nu v-am înțeles niciodată de ce ați fost de acord ca Craiova și Timișoara să dispară de pe prima scenă. Niciodată n-am înțeles. Pentru că dacă Dumitru Dragomir își spunea în cap, nu, să nu se întâmple, să nu se întâmple, plus că rămân o nedreptate, domn președinte. Vă jur, certurile mele cele mai mari cu Mircea Sandu au fost pentru Timișoara. Cred. Dar nici Craiova nu merită. Fii atent aici. Nici Craiova nu merită. Apoi pentru Craiova. Fii atent aici ce spun eu. Eu pentru Craiova, dacă luați stenogramele adunării generale și pentru Timișoara, păi în adunarea generală sau în Comitetul Federal era să mai bat cu Mircea Sandu. Nu, eu îl placam pe Mircea Sandu, săream și ziceam, bă, poți să faci ce vrei, n-ai voie echipele astea, da, care sunt cele mai mari branduri din istoria asta, să dispară din Liga 1. Nu există așa ceva. Să știi că și pe mine mă curăța. Fii atent aici ce spun. Așa, Mircea, și? Mircea Sandu era... Erați erou dacă vă curăța. Nu. Erou ești când ești în viață și nu când mori. Eu nu sunt de acord nici cu chestia asta. Erou. Ce dracu? Erou în pământ? Așa. Ascultă-mă. Nu vă era, nu vă era frică de nimeni. Nu spuneți că v-a fost frică de Mircea Sandu. De nimeni nu vă era frică. Ascultă-mă ce spun. Cel mai frică mi-era de Mircea Sandu. Că n-aveam nicio șansă. Pentru că în regulament Liga e subordonată din toate punctele de vedere federației. Da, n-aș o să rămân toată viața era cu acest păcat. Toată viața lui va rămâne cu asta. A distrus două dintre cele mai frumoase... Domn președinte, găseai o soluție. Niciodată n-aveai voie să trimiți acele echipe frumoase, să le trimiți în exil. Să le distrugi. Mea, nu există părerea așa. Mea că... Cu Timișoara s-a greșit, cu Craiova nu s-a greșit. Ba, s-a greșit cu amândouă. Orgoliu lui Mircea Sandu. Tu-mi spui mie, din punct de vedere legal, Craiova n-avea nicio șansă. Dumneavoastră vorbiți dintr-o loialitate față de și o prietenie. Nu, jur. Eu jur că dacă Dumitru Dragomir era președintele FRF, nu se întâmpla nimic nici cu Timișoara și nici cu Craiova, jur. Dacă erați președintele FRF. Uitați-vă la mine și ziceți-mi că nu e așa. Nu, vreau să vă uitați la mine. Să știi, dacă intervenea la comisii, eram arestați toți. Băi, a început să intrase serviciile. Cea mai mare nenorocire a făcut-o Onoșu. Și va rămâne păcatul toată viața. Nu poți să distrugi echipele astea două din orgoliu. Vezi de treabă, mă. Mititelu a distrus tot, mă. Vedeți-vă de treabă. Mititelu a distrus tot, mă. Tot m-a distrus acolo. Vedeți-vă. Indiferent de ce îmi spune, se găseau soluții. Da. Nu te le trimiți, nu le decapitezi echipele alea două. Fii atent aici. Bun, Mititelu și Iancu. Bine, mă, dar i-am plătit. Ce a greșit Iancu, domn președinte? Bine, mă, Iancu, răspundeți. Eu am dat federației
penalitățile lui Mititelu Ioliga. I-am plătit penalitățile lui Mititelu. Bun, dar ce a greșit? Și Mititelu, și Mititelu vroia să mă bage nevinovat pe mine la pușcărie. Asta e între voi. Băi, băi. Dar Iancu ce a greșit? Ce dar Iancu de ce a greșit? Ce a greșit Iancu? N-a greșit. Cu Iancu a fost o nedreptate totală. Nedreptate totală. Spuneți-i lui Iancu, care s-a trezit cu echipa toată distrusă, cu ani de zile, te băgați. Da, da, da. Să știi de la mine că și Iancu a influențat scandalul cu Mircea Sandu. Păi. Trebuia să meargă pe... Eu i-am spus, băi, mergi pe blat, că ăsta ne curăță pe toți. A, deci Mircea Sandu, de fapt, a fost un dictator orgolios, nu? Care n-a acceptat. Nu, Mircea Sandu era un președinte adevărat. Și dictator. Devenise dictator. Dacă nu ești dictator, nu ai rezultate. Și e bine să omori Timișoara și Craiova? Două ori și cele mai... E nu, bine? Nu, nu. Dar după aceea au murit toate. Craiova, Brașovul... Că s-a deschis cutia Pandorii. Vasluiul Porumboiu, că și Vasluiul Porumboiu a fost o forță la un moment dat. Au murit. Eu îl închideam, luam pe Mircea Sandu la un șpriț la dumneavoastră la restaurant atunci și îl închideam două zile și două nopți și nu ieșeam de acolo. Am avut discuția asta cu el și a început să se fie frică și lui de comisii, ne duceam la pușcării, interveniseră și altcineva, n-am chef de discuțiile astea acum. Era peste capul și al lui Mircea Sandu? Bineînțeles. Noi eram păduchelnițețe. Păi și ce să aibă lumea cu politicul? Haide, nu numai asta. Trebuia să respect regulamentele. Păcat. Da, și eu. Acum, serios, păcat. Da, da. Păcat. De pentru că, încă o dată, toată viața asta ați făcut. Ați ajutat pe toți. Eu vă știu. Da. Și eu știu ce suflet aveți. Dovadă și că v-ați împăcat cu Gino. Eu vă știu. Eu țin minte când mai aveam noi clinciuri. Vă mai criticam, eu ne certam. Băi, fii atent aici. N-a fost odată să ziceți... Hai să trecem pe chestia asta. Băi, aveam Mititelu datorii așa la federație și nu putea să mai joace anul următor. Și nu avea bani să plătească, că Mititelu a făcut bani după. Uh-huh. În perioada aia avea și n-avea bani. Și a venit la mine și m-a rugat și am plătit datoriile la Federația Română. Alți bani sau aia 200 de mii? Sau alți bani? Alți bani. Și fii atent aici. Cred că nu mai ierta Mircea Sandu nici pe mine pentru chestia asta. Eu eram amic cu Mititelu, eu spun cinstit. Eu, în permanență, l-am ajutat pe Mititelu. Știu că v-ați dus la inaugurare, la el. Ce, sau... bă, dacă venea la mine cu ceva, refuzam eu pe Mititelu, ești nebun? Cu orice. Bine, e și simpatic el așa. Nu, are un fel de-a lui, de a fi simpatic Mititelu. Da. Are, dar are... să mă iertați, are înclinația asta spre oamenii mici, escroci mici. Înțelegi? El să nu înțeleagă greșit, poftim, să pun ghilimele de rigoare. Care în permanență vrea să înșele, să certe, să înșele pe toată lumea. Să știi de la mine, orice mic scandal generează un scandal mai mare. Dacă nu pui la timp Batista pe Țambal... Adică ar trebui să fie mai diplomat, asta. N-are diplomație deloc. Uh-huh. N-are. Și el crede că este purtătorul adevărului absolut. Cu toate că acolo are unul dintre cei mai tari conducător din această țară. Uh-huh. Pe Pușcaș. Eu spun. Pușcaș este super meseriaș. Da. Dar uite că Mititelu a răzbit. Până să știi, eu spun. Pușcaș, da, și mie îmi place. Pușcaș, super meseriaș. Da, da. Asta, eu îl cunosc pe Pușcaș. A fost președinte. Uh-huh. Băi, fii atent, aici de club. A fost în federație. Se pare un băiat foarte citit. O enciclopedie, uh-huh, băi. Dacă spun, Marcel este... Așa cum îmi pare rău de Marcel ălălalt de la Universitatea... Marcel Popescu, care l-au dat afară. Că l-au dat afară. Pe Marcel Popescu, până murea, trebuia să-l țină pe lângă echipă. Când mă întâlnesc cu președintele ăsta, Rotaru, că l-am cunoscut și eu pe Rotaru la ziua onomastică a unui amic. Și am să-i spun, băi, ai făcut o mare nedreptate. Pe ăștia care au slujit cu bani fără bani, ani de zile, trebuia, mă, trebuia să-i ții, mă, să-i ții lângă, mă, dai 500 de dolari pe lună. Da, am înțeles, nu știm ce s-a întâmplat, să-l ții lângă echipă.
M-am interesat de scleroza, nu s-a sclerozat marțial. Am înțeles că bătrânețea nu iartă pe nimeni. Da, așa. Să știi. Este... Da, știți ceva, nu? Știți că mai putem să învățăm și ceva apropo de ce ați spus, dar eu zic că și de la Mititelu putem să învățăm ceva. Tu ești pro-Mititelu în toate situațiile, pot să mă cer cu tine până mâine, tu ești cu el. Hai să terminăm, n-am venit aici să vorbesc despre Mititelu. Nu, ascultați-mă, știi, că vorbim cu zâmbetul pe buze, nu vorbim, să ne supărăm. Mai poți să înveți ceva de la Mititelu, nu mă refer la dumneavoastră, da? Puterea de a nu ceda. O are. Nu e ușor să vii din Liga 4-a. Să te întorci iar înapoi, să te bați pentru play-off. Nu e ușor, domn președinte. În fotbalul românesc nu e greu. A, nici ușor nu e. Dacă ai o brumă de bani, știi cum treci precum cuțitul prin brânză.